Centrul de permanență din Prigoria este aproape gata, 80% din lucrarea de amploare fiind deja finalizată. Vechiul dispensar al comunei arată astfel total diferit și totul urmarea implicării autorităților locale, care au făcut imposibilul pentru ca această clădire să fie reabilitată și modernizată. Centrul de permanență este în reabilitare. Actualmente s-a început și s-a ajuns la o activitate care a depășit cel puțin 80% din lucrare. A început cu alei de la intrare, cu montare de trotuare de ciment de jur împrejurul locației și s-a trecut izolarea termică cu zăpadă artificială și s-a trecut în interior la modernizare, pentru că încălzirea centrală era numai pentru o parte din centrul de permanență unde se desfășura activitatea medicului de familie. Lucrările sunt foarte avansate, asta după ce în șantier s-au reparat însă pereții fostului dispensar comunal și tavanele, acestea fiind apoi igienizate și acoperite cu vopsea lavabilă și în ulei. S-a extins de asemenea încălzirea centrală, s-au montat noi calorifere, dar și instalații sanitare moderne, localitatea beneficiind de apă curentă. Podelele au fost și ele modernizate, unele fiind acoperite cu parchet, altele cu gresie, în funcție de necesitățile spațiilor medicale. Investiția legată de centru, reabilitarea centrului de permanență se ridică la suma de 110.514,77 mii lei. Destul de mare, da. Și extinderea am făcut și la iluminat, s-a extins iluminatul și am schimbat toate becurile care erau becuri prin fire, cum erau odată, acum am făcut lămpi pe neon. Investiția este însă pe măsura așteptărilor localnicilor. Cât de important este pentru localnicii din Prigoria un astfel de centru de permanență? Foarte important, foarte important. La orice oră este deschis, medicii sunt foarte pregătiți. Eu am fost profesoară, elevii mei, Ramona Hortopane, eleva mea și foarte bună, cunoscută aici de toți localnicii și sunt mulțumiți toți de tot. E foarte important. Cât de departe e spitalul de Prigoria, primul spital? Pe la 20 de kilometri, la Cărbunești, pentru, Doamne ferește, o tensiune mare sau ceva, să te duci la Cărbunești e destul de greu, ar fi păcat să te duci la Cărbunești, nu se poate lua aici. Noi de la Roșia de Amaradia venim la urgențe aici și ar fi indicat chiar și la Roșia și în toate satele astea să se facă un centru, ca să fim aproape. Eu de la Roșia merg la medic la Târgu Jiu sau la Cărbunești. Deci e necesar în fiecare sat să fie. Fiecare comună, practic, avem și noi un centru. E foarte important pentru faptul că sunt bolnav, sunt cardiac și e de importanță mare, de urgență, noaptea vie aceea, medici la dispoziție. E foarte important și face bine la comună. Este distanță de 25 de kilometri de la Târgu Cărbunești până în Prigoria. Are importanță mare pe raza comunii Prigoria. Centrul de permanență din Prigoria deservește peste 3200 de persoane din localitate. La acest centru sunt abonați însă și localnici din comunele alăturate care nu dețin o astfel de investiție.